Te salut! Prea mulți copii dorm prea puțin și opun rezistență mersului la somn. Altă comandare ar fi ca masa de seară să fie servită cu cel puțin 2 ore înainte de somn. Dați-i de mâncare copilului la aceeași oră în fiecare zi. Orele setate de masă ajută la crearea unei rutine consecvente, ceea ce contribuie la ritualul somnului. Eu recomand să se evite stimulentele de tipul ciocolată, prăjituri și sucuri cu 2 ore înainte de culcare. Îl vor agita. Contactul cu televizorul, tableta și orice alt aparat care emite lumină albastră ar fi indicat să fie întrerupt cu cel puțin 1 oră înainte de somn. Unul dintre cele mai simple lucruri pe care le puteți face pentru a vă ajuta copilul să doarmă este să-i citiți. Astfel îi distrageți atenția de la grijile legate de somn și se va relaxa. Îl puteți învăța ca atunci când se culcă să se gândească la lucrurile plăcute făcute de-a lungul zilei. La momentele în care a ajutat pe cineva, în care a râs și nu la conflictele și la problemele avute. Și da, e important să-l asigurați că abia așteptați o nouă zi împreună. Schimbarea se face cu pași mici și cu răbdare.